Și domnul Teodorici, i-am vorbit cu doamna prim-ministru. De ce răspundeți dumneavoastră? Asta este oferta noastră. De un compromis și adevărul va ieși la suprafață în momentul în care vom arăta noi bugetele. Și domnul Teodorici ar trebui să fie demis de PSD. Pentru că în acest moment primarii PSD sunt nemulțumiți în totalitate de ceea ce face actualul guvern.